Jack și vrejul de fasole. Mico, s-a stârnit un vânt puternic. Zmeul meu se înalță tot mai sus. Wow! Hai deodată, Jack, ți se răcește supa. Încă puțin, mămico. Vreau să văd cât de sus se înalță. Wow! Am reușit, mămico. Zmeul a intrat în nori. Masa e pusă, fiule. Of, Jack, uite ce-i pe tine. E sfoară de la zmeul meu. Oh, ar fi trebuit să-l vezi, mamă. S-a înălțat sus, sus de tot, printre norii aceia mari și cenușii, și a dispărut. De parcă l-ar fi înhățat cineva. Și apoi toată sfoara a căzut din cer direct pe pământ. Wow! Super! Ce-ar fi să vii și tu cu picioarele pe pământ și să-ți mănânci prânzul, așa sărăcăcios cum e? Într-o zi, mămico, știi ce o să fac? Am să urc sus până la nori și am să descoper ce e acolo. Ce? Când va veni acea zi, roagă-te ca oamenii ăia din cer să nu știe ce s-a alea bune maniere. Scuze. Se pare că nici azi n-avem lapte. Nu știu ce se întâmplă cu albișoara. Parcă a obosit să mai dea lapte. Jack, va trebui să duci vaca asta mâine la târg. E vai de capul ei. Dar cere pe ea cât poți tu de mult. Ai înțeles? Poți să contezi pe mine, mămico. N-o să las din preț, dar nici n-o să jegmănesc pe nimeni. Tu ești singurul meu sprijin, Jack. Știu că n-o să mă dezamăgești. Mămico, mai spui odată de ce a plecat tata? Nu știu nici eu de ce, Jack. Pur și simplu a dispărut. Totul s-a petrecut cu multă vreme în urmă, când era emititel. O să fie bine mâine, mămico. O să vezi. Vezi tu, albișoaro, nu vrem să te dăm, dar n-avem încotro. Mama și cu mine n-avem ce să vindem altceva, înțelegi? Tu de unde ai apărut? Asta n-are importanță. Ai spus cumva că vrei să vinzi vaca asta? Da, la târgul din oraș. Și cât crezi că o să iei pe ea? Eu nu prea știu. Să zicem 50 de bănuți. Ce e așa de amuzant? E prea puțin. Prea puțin? Da, vaca asta costă de 10 ori mai mult pe puțin. Dacă aș avea atâția bani, băiete, ți-aș cumpăra-o pe loc, dar nu i-am. Așa că în loc de bani, îți voi da astea. Sunt boabe de fasole. Așa e, dar sunt fermecate, băiatul meu. Nu știu ce vrăji fac, fiecare păstaie e diferită. Dar de un lucru sunt sigur. Orice vrajă vor face, te vor ajuta să împlinești ceea ce e de împlinit. Ce spui? Mămico, 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 nu te ține să crezi. Mămico, am vândut-o pe albișoara. Așa repede, n-ai cum să te întorci așa repede de la târg. Nu m-am mai dus. Pe drum m-am întâlnit cu un bătrânel
simpatic care mi-a dat pe albișoara mai mult decât aș fi putut să iau pe ea în orice târg de 2 bani. Cât de mult? 30 de bănuți? 40 de bănuți? Să nu-mi spui că 50 de bănuți! A zis că albișoara costă de 10 ori mai mult, așa că mi-a dat astea. Oh, Jack, ești așa un visător. Mă duc să caut ceva de leguri pentru masa de prânz. Astea lasă-le aici. Mămico, astea nu sunt boabe ca toate celelalte, sunt fermecate. Fasolea asta trebuie să fie fermecată, trebuie. Știam eu că bătrânelul ăla prostănac spune adevărul. De întoarcere. Poate că acolo e zmeul meu. Cine e? Cine bate la ușa mea? Eu! Eu? Și cine e eu, mă rog? Numele meu e Jack și cred că m-am rătăcit. Aha, care va să zic că te-ai rătăcit? Atunci eu ce sunt, un obiect pierdut? Ai idee ce ți-ar face bărbatul meu dacă te-ar prinde hoinărim pe aici? M-ar pupa pe obraz? Aha, sigur că te-ar pupa pe obraz. Numai așa ca să te guste, după care te-ar mânca. Apropo, ai mâncat ceva de dimineață? Nu. Sper că-ți plac biscuiții și sosul de friptură, că numai atâta. Ce bun sunt! Avem o foame de lup! O foame de lup? Abia te atins de biscuitul ăla! Păi, știți, n-am mai mâncat niciodată ceva care să cântărească mai mult decât mine. Oh, ăsta-i bărbatul meu! Repede, trebuie să te ascund undeva! Fe, fi, fo, fum, pot să simt mirosul unui pui de om. Iau și boabele mele idiote! Oh, nasul tău s-a cam hotorogit de când ai prins guturaiul ăla urât luna trecută. Îți miroase a biscuiți, dacă vrei să știi. Vin, biscuiții fierbinți! Trebuie să o tai de aici. Ți-au plăcut biscuiții muiați în sos? Ce s-a auzit? Ce să se audă? Ultimul biscuit care a căzut în stomacul dumitale.
adu-mi aurul. Te rog, te rog, nu mă da de gol. Ești bine? Parcă ești și mai mică înainte. Trebuie să ajung acasă, dar nu plec de aici până nu-mi iau înapoi zmeul. Atunci îți spun eu cum să-ți iei zmeul. Uite ce trebuie să faci. Cu cine vorbești acolo? Cu nimeni, dragule! Au! Când adoarme, fugi repede acasă și ia galbenii ăștia în locul zmeului. Și cât mai e până adoarme? Gata, a căzut lat! Biscuiții ei au căzut greu la stomac! Să nu mai vii niciodată pe aici! Poate data viitoare nu o să mai fii la fel de norocos! Jack? Jack! Of, Jack, mi-am făcut atâtea griji pentru tine! Ai plecat de acasă cu burta goală! Nici nu te-ai dezbrăcat de pijamale! Da, așa! E o poveste lungă, mama, dar măcar povestea asta are un final fericit. Și apoi a zis să iau galbenii ăștia în locul zmeului. Jack, sper că n-ai furat monedele astea. Oh, nu, mamă, jur că spun adevărul. Uriașul avea mulți saci cu galbeni. Oh, Jack, tatăl tău ar fi fost așa de mândru de tine. Acum putem să ne îngrijim de toate lucrurile de care n-aveam bani să ne ocupăm. Acum putem să ne achităm toate datoriile. Putem să reparăm dărăpânătura asta și să o facem să arate ca o casă adevărată. Putem să ne luăm amândoi veșminte noi! Și să cumpărăm câteva lucrușoare cu care să ne înfrumusețăm căsuța și după asta... Ah, n-a mai rămas decât o monedă! Una singură! Ce repede s-au dus banii, nu-i așa? Dragă mămico, m-am cățărat din nou pe vrejul de fasole. Nu-ți face griji, fiul tău, Jack. M-am întors! Hei! Oh, te rog să mă ierți, nu te-am vă... Ia, stai! Nu ești tu băiatul ăla care a fost aici acum câteva luni? Eu sunt! Am venit să-ți înapoi sacul! Înăuntru e un mic cadou. Sper că nu s-a udat. Oh, o bomboană! Nimeni nu mi-a mai dăruit până acum o bomboană! De fapt, era o prăjiturică. Mă gândeam la zmeul meu și mi-a venit în minte acest gând. Au! Nu! Gata cu aurul! A trebuit să-mi conving bărbatul că a pierdut sacul pe care ți l-am dat. Acum pleacă de aici până n-ajunge acasă, altfel o să te... Bine, plec, numai termină cu zgâlțâitul. Eu n-am făcut nimic! Bărbată, mi-o s-a întors! Repede, ascunde-te! Nu în cuptor! De data asta te descurci singur! Fe, fi, fo, fum! Simt miros de sânge! E un pui de om! Iar o luăm de la capăt! Miroasea aia, miroasea aia-laltă! Acum ești fericit?
A fost nevoie de 8 meșteri ca să repare ușa asta de la cuptor și tu ce ai făcut când au terminat-o? I-ai mâncat? Au fost delicioși. Adu-mi găina și harpa. Adu-mi altă, niciodată te rog, niciodată mulțumesc. Numai adu-mi. Parcă trăiesc un uriaș. Dar sunt un uriaș. Am avut un tătic uriaș și o mămică uriașă. Ăsta nu e un motiv de laudă. Ascultă la mine. Nas găina și nas harpa. Ajutor! Ajutor! Am mai auzit vocea asta undeva. Cum se spune? Un mormăit în loc de mulțumesc? E și asta ceva. Mă duc la etaj. Mormăie dacă ai nevoie de mine. Cântă! Fă un ou! Fă un ou! Fă un ou! Înțelegi? Dă-mi pușca! Un șobolan cum n-am mai văzut altul mi-a furat găina. Adică un șobolan cum n-ai mai văzut altul? Cred că purta pantaloni. Era chiar... Nescapă! Ți-am zis să nu mai tragi cu pușca prin casă. Acum du-te și adu niște meșteri să repare gaura aia și să nu te mai prind că-i mănânci după ce termină. Niciodată nu pot și eu să mă distrez. Unde mă duci? Într-un loc unde lumea o să se poarte frumos cu tine. Hai înăuntru să o cunoști pe mama. Mama, uite pe cine am adus. Vezi să te ștergi pe picioare. Oh, Jack, acum avem ce să mâncăm la cină. Ai zis că lumea o să se poarte frumos cu mine? A vorbit? Da, mămico, a vorbit și nu numai atât. Privește aici. Fă un ou. Exact, mamă, aur curat. Găina o să rămână la noi. Fii binevenită în familia noastră. Atunci chiar am văzut pe cineva închis în harpa aurită. Da, ai văzut? O harpă fermecată, bă! Stăpânul harpei poate să țină prizonier înăuntru pe fostul proprietar al harpei. Și nu știi cine striga după ajutor? Nu, dar oricine o fi, cred că stă închis acolo de mult timp pentru că strigă tot mai încet, fără vlag. Și cum poate să iasă de acolo? Nu poate, decât dacă ia cineva harpa din mâinile uriașului. Această harpă e o comoară cea mai de preț a uriașului. Nici nu pot imagina ce i-ar face acelui care ar încerca să o ia. Jack! Uh.
Să trăiești, Jack. Tată? Tată! Harpa mea! Adu repede toporul, fiule, tai vrăjul! S-a terminat, fiule! Nu-ți mai fie frică! Am să-ți o plătesc eu, chiar de-ar fi ultimul lucru pe care... Ce o să-mi faci? Din cauza ta sunt închis aici! Ai uitat cât amar de vreme ne-a luat data trecută să ieșim? Cântă! Făcuța asta e a ta? El e bătrânelul care mi-a dat boabele de fasole! Toate astea s-au întâmplat datorită lui! Ți-am dat niște boabe de fasole pe care acum le iau înapoi. În schimbul lor, ți-am adus văcuța. Să știi, Jack, că toate aceste întâmplări s-au petrecut datorită ție. Boabele de fasole nu erau fermecate. Tu ai fost cel care a crezut în puterea magică. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Magda Catone, Dora Ortelecan și Gabriel Răuță. Regia Laurean German. Inginer de sunet Radu Florea.